Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiru, iar aceasta este o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitatul meu din această seară este domnul senator al Partidului Social Democrat Galați, domnul Marius Humelnicu. Bine ați revenit alături de noi, domnule senator. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și felicitări pentru faptul că ocupați această funcție în Parlamentul României. Noi ne-am revăzut ultima oară când încă era campanie electorală. Da, dați-mi voie primul să spun la mulți ani, pentru că e prima dată când ne vedem acesta, cu dumneavoastră și cu telespectatorii dumneavoastră. La mulți ani, un an nou cu sănătate. Sper să în anul 2021 să revenim la normal, sau cel puțin aproape de normal, să ne depărtăm de acest COVID-19 cât mai mult, în așa fel încât să ne revenim, nu știu, la activități, ceea ce se întâmpla înainte de această pandemie. De fiecare dată am spus că avem nevoie de sănătate, putere de muncă și puțin noroc, pentru că așa e în viața asta. Bineînțeles că norocul ți-l faci și singur, prin muncă, prin seriozitate, prin tot ceea ce înseamnă ceea ce faci în fiecare zi, în fiecare ceas, pentru că avem nevoie și de puțin noroc și de muncă, v-am zis, ceva serios și care cred că te definește ca și om. Trebuie să mulțumesc, dacă mai dați voi, scuzați-mă, și gălățenilor faptul că ne-au votat și că și românilor că ne-au votat. Într-adevăr, suntem pe primul loc ca și rezultat politic. Nu suntem în opoziție și vom vorbi, să vă spun, feeling-ul și ceea ce e în Parlament, dar trebuie să ne mulțumim pentru susținere și îi asigurăm noi ca echipa de la Galați, și nu numai, să știți că am întâlnit oameni profesioniști, oameni serioși la grupul PSD și dorim într-adevăr să dezvoltăm această regiune, oraș, regiune, țară. Sunteți la primul mandat, domnule senator. Care a fost impactul întâlnirii cu Parlamentul și cu membrii săi? Eu am mai fost, să știți, în 2009 am fost consilier parlamentar și am fost secretar de stat în două legislaturi, da. Și atunci înseamnă că am avut o legătură cu Parlamentul, în sensul în care în fiecare săptămână mergeam. Acum sunteți președinte de comisie sau mai schimbat lucrurile? Acum, da, este ceva nou, adică chiar dacă am fost consilier local, să știți că într-adevăr sunt pe comisii, ceea ce se întâmplă la nivel micro, dar la nivel macro în Parlament este altceva, să știți, e alt sentiment, ceea ce, credeți-mă, că e puțin schimbat. Vă responsabilizează în plus? Din punctul meu de vedere, da, să știți că da. Adică ești, mai ales acum vorbim de buget, să spunem, și ai bugetul țării în mâini, și atunci ar trebui să fie un buget echilibrat, așa cum l-am făcut noi, Partidul Social Democrat, acel buget alternativ. Draftul acela, Draftul acela care ne arată că se poate. Tot ceea ce noi am zis în campanie, se poate duce la îndeplinire, nu au fost doar vorbe. Dar ce a apărut aseară pe site-ul Ministerului Finanțelor? Și care este propunerea de buget a guvernului actual, cum o vedem? Păi, ce să vă spun, este un buget de austeritate. Una e ceea ce au zis în campanie și au spus că, doamne, nu vom tăia sau vom mări de fiecare dată, sau cel puțin să indexăm cu rata inflației. Nu se întâmplă lucrul acesta. Să știți că am mai zis și istoria se repetă. Atunci când nu învățăm nimic din ea, va trebui să o repetăm. Atunci când în 2010 s-au tăiat și au anunțat că 25% vom tăia, acum au zis înainte de campanie Partidul Național Liberal, USR, Plus și cu UDMR, au zis că vom mări salarii, pensii, alocații și tot ceea ce ține de... Acum vedem că vine domnul Băcățu, da, și spune că nu vom mări nimic, vom îngheța salarii, pensii. Nu poți să faci lucrul acesta. Plus că ceea ce e bine, dacă auziți că au ieșit în conferință de presă după ședința de guvern și a spus că PSD-ul a dat studenților gratuitate pe transport. Așa este. Să nu și PNL nu s-a opus, dacă mi-am amintesc corect. Să nu uităm faptul că noi am dat, da, noi Partidul Social Democrat am dat pentru studenți, pentru viitor. Da? Și studenții au strigat atunci când noi am greșit. Vreau să vedem societatea civilă și cei care într-adevăr să-și apere dreptul, să vină și să spună guvernului pe cum a stăiat, cum faceți de... Noi am avut gratuitate și noi am dat acest lucru. Ați auzit dumneavoastră că se pregătește vreo mișcare de stradă a studenților? Nu știu, eu doar vă spun că ceea ce ar fi normal în condițiile în care societatea civilă, în condițiile în care avem democrație, în condițiile în care au fost mințiți. Da? Dar au murit oameni recent la Matei Balș, continuă să moară. Eu în continuare n-am văzut nicio mișcare de stradă. Sau a fost una foarte timidă? Să știți că
să spunem că tot ceea ce se întâmplă e o tragedie și atunci n-aș vrea să mă leg de această tragedie. Contează contextul și ceea ce ar trebui cei care sunt în frunte, da, cei ce conduc, cum e domnul ministru al sănătății, căruia i-am cerut demisia, de ce atunci când ești ministru trebuie să-ți asumi. Ai o responsabilitate. Dacă se întâmplă atunci când tu conduci și ai, nu a fost primul incendiu, ci a fost al treilea, al cincilea incendiu care se produce în sele de ATI, atunci trebuie să iei măsuri. Dacă nu iei aceste măsuri și începi să spui, nu știu ce s-a întâmplat, sau ai un raport care vine de la Piatra Neamț atunci când s-a întâmplat altă nenorocire, nu iei nicio măsură. Și atunci spui, doamne, nu, eu nu sunt de vină. Plus că de fiecare dată, să știi, se întâmplă același lucru. Am avut probleme cu, nu, cu colectivul. A ieșit, da, în acel, eram secretar de stat și într-adevăr a fost o tragedie mare. Ideea este că au venit cei de la USR și au zis jos guvernul să plece toți. A venit, da, drama ce s-a întâmplat la Piatra Neamț. A venit același domnul Voiculescu, cei de la USR, care a cerut demisia. Care a cerut demisia domnului Tătaru. Sigur. Și acum când s-a întâmplat, zic, de ce nu ești în stradă? Nu este vinovat domnul Voiculescu. Da. Dumnealui a spus că, adică, iată, sunt alte lucruri. Haideți să cântărim cu aceeași măsură. Ar fi cel mai corect. Revenind la ceea ce m-a spus, nu poți să vii și spui că... Prețurile sunt într-o dinamică și în fiecare an cresc. Da? Că înseamnă energie, că înseamnă, nu știu, mergi să iei o pâine, mergi să iei un kilogram de cartofi, de oriunde mergi la piață. Dacă nu indexezi cu inflația măcar, atunci puterea de cumpărare a omului scade. Și noi ca Partid Social Democrat, să știți, am venit alternativ și am demonstrat că se poate. Printr-o colectare mai bună, printr-o mărire a salariului. Este soluție să tăiem voucherele, indemnizația de hrană, astea sunt soluții? Iar explicația, să știți, asta trebuie să vadă toți românii. Nu poți să vii ca prim-ministru și să spui că, știți, noi am făcut un calcul și voucherele care au fost în 2019 și 2020 nu au fost consumate și acum în 2021 nu mai dăm. Sunt 2,4 miliarde, parcă au spus, pe piață, neconsumate și o să le dăm pe cele din 2021 în 2022. Ceea ce este inadmisibil, adică ești un ministru al finanțelor publice, ai fost și acum ești un prim-ministru în care spui că această activitate, Horeca, da, acest domeniu a avut de suferit, ceea ce facem prin tot ceea ce am luat noi ca și măsură ca Partid Social Democrat este să revitalizăm, da, tot ce înseamnă turismul la noi în România și mai ales în condițiile acestea care au fost cel mai afectat poate din tot ceea ce înseamnă domenii de activitate. Tu iei voucherele și atunci cum vrei să revitalizezi acest domeniu? Sunt lucruri care se bat cap în cap. Din păcate, v-am zis, suntem în opoziție în momentul când vorbim. Am citit analize care spuneau că aceste tăieri ar putea să nu găsească niciun fel de zare de eficiență. În schimb, o reconstrucție a ceea ce însemna statul român și a ceea ce însemna instituțiile bugetare ar fi putut să ducă la un deficit chiar mai mic de 7% cât a fost trasat de Uniunea Europeană. Noi, să știți, noi pe bugetul pe care l-am alternativ, care l-am arătat înaintea oricărui buget, am arătat într-adevăr, ne încadrăm tot ce ne-a spus Comisia Europeană, în sensul de 7% ca și deficit bugetar, dar banii îi dăm pentru investiții și pentru oameni. V-am zis, cel puțin să indexăm. Am arătat că putem face. Deci noi, ca și influență pe buget, avem 8% din PIB, ceea ce înseamnă pensii pentru tot ce înseamnă pensionari când vorbim acum. Dacă mărim acel 40%, care mai rămâne doar 26%, înseamnă că ducem la 9,5% din PIB, ceea ce înseamnă că suntem sub media europeană, care înseamnă 12,5% ca și influență pe buget, ceea ce înseamnă că se poate. Trebuie efectiv... Noi de fiecare dată, atunci când am fost, și lumea nu trebuie să uite, este că atunci când am fost pe creștere economică, tot timpul din creșterea aceea economică am dat la oameni. Se duce pe consum, se duce pe om atunci să aibă un trai mai bun. Asta contează atunci când te gândești la oameni și atunci când vezi într-adevăr că ai nevoie, nu poți zici, doamne, dau în investiții, vreau să fac niște investiții care e o himeră, v-am zis, 30 de miliarde de euro, deci nu mai știm ce să facem cu ei pe Planul Național de Reconstrucție și Reziliență, în care s-a conturat acest plan? Nu, îl refacem. S-a dus cineva acum cu el la Bruxelles să-l povestească? A fost o pițuică atunci înainte de alegeri, iar o păcăleală pentru Gălățeni și pentru români, să știți. Adică sunt lucruri care nu pot. Și ce mai noi vom primi acești bani, domnule senator?
Bani... Va primi România această sumă de 30 de miliarde de euro? Va veni la noi? Atâta timp cât o bâlbâim și la nivel de propunere? Contează foarte mult dacă suntem pregătiți. Eu cred că în momentul actual, atunci când vorbim de PNL și de USR Plus și de UDMR, cred că nu vom fi capabili să luăm acești bani. E o luptă internă a lor, ei nu sunt pe o coaliție, dar... Dar ni se spune tot timpul că sunt discuții academice care au loc între membrii coaliției. Mai lăsați-i puțin și veți vedea cât de academici vor fi, pentru că vor ieși la suprafață. Nu e important să știți, lăsând la o parte această luptă politică între noi, contează ceea ce facem pentru, ceea ce lăsăm în urmă, acolo unde ne desfășurăm activitatea. Personal mă interesează să putem într-adevăr să dezvoltăm Galațiu, mă interesează, de aceea am și plecat și sunt în Parlament pentru a vorbi de Galați, de proiectele pe care noi le-am asumat, ce am promis gălățenilor și care, credeți-mă, acum am depus două interpelări și o declarație politică săptămâna viitoare, pentru că atât putem pe săptămâna. Săptămâna viitoare voi avea într-adevăr și voi vorbi de același lucru. Dacă este bugetat, avem bani prinși în buget pentru varianta de ocolire a Galațiului, centura mare a Galațiului, dacă drumul expres Galați-Brăila este prins, dacă podul peste Dunăre într-adevăr va fi finanțat în continuare și sunt bani suficienți. Acest pod are nevoie de drumul expres. Are nevoie de drum expres, are nevoie de tot ce înseamnă conexiune. Și am vorbit și de această platformă multimodală. Exact. De ce? Pentru că și am avut și o postare pe rețele media în care am spus, a fost o întâlnire a celor de la INEA, referitor dacă mai putem avea acești bani pe CEF, da, conectarea facilă a Europei. Și deci, domnule, nu mai avem timp. Din păcate, n-am semnat contractul atunci când a trebuit. Din păcate, am zis de fiecare dată, eu sunt un om care nu jignez, nu vorbesc urât, adică sunt pe pozitiv tot timpul, așa am fost, numai că atunci când vezi că Partidul Național Liberal pune pe directul la companie națională, pune niște oameni care nu au nimic de a face cu nimic, nu știu nimic, nu învață nimic, că ești tânăr, ok, bune, dar învață. Ceea ce mă mai deranjează este următorul lucru. Atunci când să știți că v-am zis că lăsăm la o parte politicul acesta care vorbim, eu le-am explicat. Eu, Marius Umelnicu, city manager, viceprimar, ce am fost senator în Parlamentul României, am vorbit cu ei și le-am spus, având în vedere că proiectul este 2016-2018, trebuie indexat. Da, a venit ordonanța 114 cu tot ceea ce înseamnă 3.000 de lei salariu minim. Sunt lucruri care trebuie să actualizez prețurile. Mergi la București, că tot te filmezi cu domnul Bode, care ministrul transportului, care a fost și acum al internelor, și spune să indexezi, spune să-ți dea bani în așa fel încât să poți, într-adevăr, să ai bani suficienți, nu scoate la licitație dacă nu a venit nimeni și banii nu sunt bani, vine și ne spune că, într-adevăr, doamne, este subfinanțat. Atunci actualizează prețul. E foarte simplu. Ceea ce m-a deranjat este faptul că le-am spus să facă lucrul ăsta. Deci, personal, lăsând la o parte toată această luptă politică. Bine, acum să știți că acolo e un conglomerat de incompetență, adică directorul general, președintele Consiliului de Administrație, care am înțeles că e cu agricultura, el n-are treabă nimic cu domeniul naval. Eu zic să spunem mulțumesc că nu avem încă ospătari. Din păcate, întotdeauna este loc și de mai rău, din nu? Păcate, să știți, când vorbim, această finanțare ne-a fost retrasă, încearcă să ne explice, nu știu ce să explice. Nu contează, vă spun, nu contează. Faceți investiții. Avem bani pentru etapa a doua, racordul rutier și feroviar. Avem bani pentru etapa a treia, platforma, efectiv platforma care o face partea privată. Sunt bani efectiv prinși în buget, bani europeni. Nu putem să-i pierdem pentru că am pus un om care nu știe, nu se pricepe, nu vrea să învețe. Deci, adică sunt lucruri care ne afectează pe noi toți. Chiar am explicat cu oameni, noi avem, indiferent cine e la putere, noi nu suntem în moment. Se mai poate da vina pe Partidul Social Democrat? Se mai poate da vina pe Grea Moștenire? Nu, niciun caz. Este un joc care mai poate continua? Niciun caz, să știți. Și de ce? Pentru că în 2019, în noiembrie, au preluat guvernarea. Noi suntem în 2021, ceea ce înseamnă că a trecut un buget, ai făcut bugetul, da? Ai o execuție bugetară, ai următorul buget, ai acest mecanism 2021-2027 care înseamnă fonduri europene, 30 de miliarde, trebuie doar să-i luăm. E o chimeră, v-am zis, un lucru care vorbim de domnul ministru al finanțelor fondurilor europene, da? Cum se numește, da. Cu investiții și fonduri publice. A fost când a venit prim-ministrul domnul Cioloș atunci. N-au cesat un ban. Guvernul zero.
Păi cum să am eu încredere că poate dânsul să facă ghidurile și tot ceea ce ține, acum are negocieri în așa fel încât să facă din nou planul național, să meargă la Bruxelles. Sunt lucruri care cred că ar trebui schimbate. Să știți că a mai fost o discuție dacă ar trebui să intrăm la guvernare. Noi spunem că, doamne, în momentul de față, având în vedere că așa vrea domnul președinte, să aibă guvernul lui, să aibă parlamentul lui, să aibă doar al lui, tot al lui, am zis, doamne, să-i lăsăm. Sunt de acord, bun, îi lăsăm, dar cu ce costuri? Adică ajungem la un moment în care se împrumută miliarde, miliarde, sute de miliarde, ne împrumutăm de pe piață la niște dobânzi exorbitante, după care vor dispărea, după 6 luni, dispar, da? Și primul ministru și toți nu vor mai fi, și atunci spune, doamne, faceți dumneavoastră de acum înainte, că noi nu ne-am priceput. Sunt niște costuri pe care ar trebui să ne le, nu știu, să vedem dacă într-adevăr normal ar trebui să intrăm la guvernare peste, nu știu, dacă anul acesta sau la anul. Pentru că nu este un moment foarte plăcut pentru a guverna țara. Nu este plăcut, să știți, dar e același lucru de responsabilitate, e vorba de a duce țara într-o direcție bună. Nu poți să tai, vă zic, deci atunci când spui că am luat banii, am împrumutat. Nu știe nimeni ce a făcut. Nici noi nu știm, nici noastră, nici cei de la PNL, nu știu unde s-au dus toți banii, acești bani împrumutați. Unde s-au dus? Că nu se vede nicio investiție, spune, doamne, din banii pe care noi am luat de miliarde. Actualul premier și fostul ministru de finanțe a fost chemat de mai multe ori în fața Parlamentului să explice unde s-au dus acești bani. Nu a venit? Nu explică, să știți. Și acum v-am zis, dacă vă uitați, zice doar de PSD că el a dat și ceea ce, să știți, că e adevărat. Ceea ce zice, noi am dat, da. Noi, Partidul Social Democrat, suntem singurii care am dat tot timpul. Care vrem să mărim și arătăm că se poate. Contează foarte mult ce faci cu banii. În ce direcție îi duci, în așa fel încât calitatea vieții trebuie să crească. Nu are finanțiști Partidul Național Liberal? Ei n-au nimic, să știți, din păcate. Au oameni care interesează doar ce fac acum, că știu că nu stau mult sau nu mai stau mult, și restul nu au nimic. Adică nu au oameni, într-adevăr, profesioniști care să spună, să te așezi la masă. Vă spun, deci eu ce e, cum să spunem, diferit este că n-ai cu cine stai de vorbă. Dar nu înseamnă că n-au și oameni buni, înțelegeți? Dar să spun, domnule, uite, vorbim cu domnul, da, prim-ministru, și spunem, domnule, uite, hai să vedem, uite, banii putem, avem și noi o variantă de buget, hai să vedem cum facem. E pe austeritate, tăiem tot. De la oameni am tăiat tot. Deci am tăiat efectiv tot. Voucheri, pensii, nimic, vorbim de pensionari, am zis că mărim cu 8,1%, măcar inflația să ducem la 3%, să le mărim, nu mai mărim și nimic în gheață tot. Vorbim de bugetare, au votat bugetare, chiar aveam o glumă cu doamnele de la noi, de la Resurse Umane, de la Parlament, și care le-am zis, dacă ați votat, eu ce să vă fac acum, taie tot asta, taie și spor de antenă, taie tot. Asta e viața, asta am votat, asta avem. Din păcate, să știți că asta nu e dezvoltare și nu înseamnă că te gândești la om. Păi nu, a spus, cred că un reprezentant al UDMR, că dacă vrem spor de calculator, trebuie să nu mai folosim nici telefonul. Le spune același risc. Să știți că vorbim de, fiind președinte, să știți că sunt în 3 comisii, sunt președinte la Comisia de Comunicații și Tehnologia Informației, ceea ce va urma va fi un deceniu al digitalizării. Și conform recomandării Comisiei Europene, 20% din buget, din 6 miliarde înseamnă de euro, va trebui folosit pentru digitalizare. Ceea ce înseamnă mai să fim pregătiți. Dacă vreți să vă spun, noi în 6 ani am cheltuit doar un miliard de euro. Ceea ce înseamnă... Avem de recuperat mult! Și avem de recuperat, pentru că până în 2023 trebuie să semnăm deja contracte de 70% din tot ceea ce avem. Digitalizarea înseamnă nu numai administrații publice locală, centrală, ANAF-ul și tot ceea ce, ci ce înseamnă Ministerul Sănătății, ce înseamnă Ministerul Educației, ce înseamnă tot ceea ce ne înconjoară. Dacă vorbim despre educație, da, s-au redeschis școlile, copiii merg și sunt în clase la modul fizic împreună cu cadrele didactice, dar suntem complet pregătiți noi ca stat, România, pentru acest moment? Sunt profesorii vaccinați? S-au întâmplat lucrurile coerent pentru reînceperea procesului didactic? În niciun caz, să știți. Din păcate, noi am cerut de la început și am zis același lucru, ce spune, nu noi, să știți că noi uităm și noi ce zic francezii, ce zic nemții, ce zic, nu știu, trebuie să testăm. Am zis de fiecare dată trebuie să testăm. Trebuie să testăm profesorii. Nu poți. Da, trebuie să-i vaccinăm, nu mai să-i testăm. Trebuia să-i vaccinăm, să fim pregătiți, să putem să punem niște centre speciale pentru profesori. De ce? Să ne gândim la viitorul nostru. Da? Și atunci dacă i-am vaccinat,
da? Primul și al doilea și rapelul, atunci putem spune, da, domnule, uitați, suntem pregătiți. Noi vă mai spunem altceva, eram în campanie, în noiembrie am depus proiecte pentru tot ce înseamnă digitalizare sau tot ce înseamnă echipamente pentru a desfășura, da? Da? 20 de mii de tablete trebuia să nu pentru copii, da? Pentru copii din Galați și cred că în toată țara, nu numai în Galați și în tot județul, laptopul, ce avem, camere web și tot ce, tablă interactivă, tabletă grafică și tot. Nici când vorbim noi, suntem în februarie, ce a făcut Ministerul Finanțelor, Fondurilor Europene? Nimic. Nici nu ne-a dat dacă suntem eligibili, nici nu ne-au analizat aceste documente. Deci, de aceea e un semn de întrebare în tot ceea ce înseamnă capacitatea lor de a guverna. Dar în schimb, campania de vaccinare, cum s-a desfășurat aceasta? Cum a fost organizată? Putea să fie mai bine decât ceea ce este în momentul acesta? Sigur da, putea să fie. E un haos total, intri pe sistem, sistemul ți-a căzut, zice, doamne, dar stați că după o săptămână puteai să te loghezi, în așa fel încât să, dacă în arealul în care eram nu mai aveau locuri, mă trimitea, nu știu, la Sighetul Marmației să pot să fac un vaccin, ceea ce nu e ok. Ceea ce înseamnă că lași oamenii să se logheze, lași oamenii să se înscrie și atunci când apare, atunci îi spui, doamne, uitați, vaccinul vine în perioada respectivă, atunci veniți să vă vaccinăm. Sunt lucruri amatori, să știți, din păcate, numai că tot ceea ce se întâmplă este efectiv pe sănătatea noastră, pe viața noastră. Legat de vaccinare, știu că a existat intervenții și la nivelul Parlamentului European prin domnul europarlamentar Dan Nica pentru ca producția de vaccinuri să crească în zona Europei și să se poată oamenii vaccina într-un timp cât mai scurt. Sigur, dar ați văzut că la un moment dat au venit și au spus, doamne, nu mai vaccinăm, profesorii, nu mai vaccinăm nimic în februarie. De ce? Că nu avem vaccinuri. Au venit numai 100 de mii, noi suntem, da, 20 de mii, 16 mii de români. Trebuie să vaccinăm, de fapt, până în septembrie avem 10 milioane de români. Trebuie să vaccinăm. Când îi vaccinăm pe aceștia? Primul vaccin, rapelul, cât suntem noi sub incidența acestui vaccin? Cât? 6 luni? După 6 luni trebuie să repetăm. Cine ne spune lucrul acesta? Un dialog și cu oameni și explicații pe care nu le-au dat și nu poate să le dea nimeni. O luptă între ăsta, doctorul Gheorghiță și cel care reprezenta și cel care răspunde de tot ce înseamnă această vaccină, campania de vaccinare, și actualul ministru al sănătății, o luptă între fostul ministru al sănătății Tătaru și actualul ministru al sănătății, oameni care, din păcate, duc o luptă internă, sunt în coaliția de guvernare, dar duc o luptă internă, o bătaie între ei, pe Ciolan, nu pe altceva. Nu interesează, să știți că atunci când ajungi, și am ajuns, v-am zis, în Parlament și te gândești, într-adevăr, ce poți să faci acolo unde ești pentru comunitatea în care te-au votat și care te-au trimis, și gândești la nivel macro, la nivelul țării, în așa fel încât să aduci o plus valoare și să îmbunătățești tot ce înseamnă traiul și tot ce înseamnă, nu știu, infrastructură, să ai niște lucruri și niște targeturi pe care trebuie să ți le îndeplinești, în așa fel încât atunci când, după un an, după jumătate de an, după tot mandatul, să poți, uite, am pus și eu umărul la o construcție. Iată ce probleme serioase aveți în momentul în care aveți și ora veselă la Senat cu doamna Diana Șoșoacă. Am înțeles că petrec niște lucruri acolo legate de luările de cuvânt ale doamnei senator, care acum înțeleg că nici nu mai face parte din partidul care a propulsat-o în Senat. Da, să știți că dacă în mandatul trecut erau cei de la USR care dormeau se spălau pe la chiuvete, pe la băi, stăteau și acolo, domnule, noi aici dormim în Parlament, a fost un circ, ceea ce atunci când ești parlamentar și când oamenii ești într-o instituție în aceasta centrală, e cea care faci legile pentru România și pentru oameni. Este să fiecare anumită, persoană pătrunsă de demnitatea aceasta? Da, trebuie să ai, a funcției? Trebuie să ai, vă spun doar că trebuie să ai această responsabilitate și trebuie să ai o anumită decență. Acum, fiind la putere pentru primul oară, USR-ul nici nu știu săracii ce să facă, doar bat pe la ușile Parlamentului și încep să spună, doamne, tu cine ești, cum ești, notează de fiecare dată. Este foarte amuzant că în momentul acesta USR-ul totuși acuză greu moștenire de la Partidul Național Liberal, da, care sunt colegi de coaliție. Ceea ce v-am zis, e o luptă internă.
Cât despre doamna senator, colega Șușoargă, da, este într-adevăr, de fiecare dată vrea să spună ceva în plus. Noi pe procedură, să știți că trebuie să respecti niște reguli. Ia, liderul de grup trebuie să ia cuvântul atunci când... Și ia un singur om, da? Lider de grup de la fiecare grup parlamentar. La ei în Senat, la AUR, este domnul Târziu, Claudiu Târziu. Da. De fiecare dată vorbește și domnul Târziu și doamna Șoșoarcă. Dacă nu-i dai cuvântul doamnei Șoșoarcă, începe circul. Și doamna, lasă-o să vorbească un minut. Dă-i un minut să vorbească. Sunt niște lucruri, să știți, care țin efectiv de om, țin de... nu știu, de așa, cum ești tu? Adică nici nu poți să faci un circ în Parlament. Mie nu mi se pare corect că s-a terminat timpul alocat acestei emisiuni. Nici n-am apucat să discutăm despre faptul că sunteți președinte de comisie și care este activitatea dumneavoastră acolo. Sigur, dacă se poate să îmi rezumați în 30 de secunde, ar fi ideal, ca să putem să încheiem emisiunea în timpul dat. Da, vorbim de președinția Comisiei de Comunicații și Tehnologie a Informației, un domeniu interesant și un domeniu captivant. V-am zis, va fi un deceniu al digitalizării și sper că prin ceea ce vom face și voi face în comisie, împreună cu colegii, să putem să îmbunătățim și putem să fim pregătiți atât din punct de vedere legislativ, să putem să accesăm fonduri europene, să putem să, într-adevăr, să ne digitalizăm în adevăratul sens al cuvântului, să fim la un clic distanță de tot ceea ce înseamnă, nu știu, suntem aici și vorbim în Shanghai, poate, sau în New York. Să vă ajute Dumnezeu în tot ceea ce v-ați propus și sper într-adevăr ca pentru toți cei care se află în Parlament și în reprezentanța statului să însemne ceva interesul național. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și sper să reluăm cât mai curând acest dialog care a rămas incomplet. Să rămână. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!